Salut, prieteni! Astăzi este o nouă zi în care facem un nou test și știți, eu primesc tot felul de teste de astea de la voi, unele mai bune, unele mai slabe, unele nu pot să le fac pentru că sunt pline de greșeli gramaticale, îmi pare rău, nu pot, cât pot să, nu. Uneori primesc chestii mai ciudate, cum este astăzi un test despre electronică. Testul a fost trimis pe Facebook de cineva numit Lungu Laurențiu. Da? Tot Lungu, da? Nu știu mare lucru despre electronică, chiar nu mă pricep la asta, asta nu este unul dintre punctele mele forte. Dar what the fuck, hai să facem un test despre electronică, de ce nu? O să învățăm ceva. Da, hai să vedem. Zice test electronică, top 8. Bun, 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 bun. Bă, 8-ul e cu litere, O-P-T. Nu e musai, presupun că e T8 în logo, dar hai pentru logo. Canalul efectiv scrie T-O-P-O-P-T. Mă rog, nu contează, nu contează. N-are nicio importanță. Salut, Paul! Salut, Laurențiu! Lungu. Zice, ok, ești bun la istorie, geografie și alte domenii de cultură generală, dar să vedem cât ești de bun la electronică. Habar n-am. Dar electronică cred că sunt praf. Primești un punct pentru fiecare întrebare. Dacă ai făcut peste 5, ai trecut testul. Bine. Bine, o să-mi notez aici câte puncte fac. Baftă, mulțumesc! Presupun. 1. În ce se măsoară tensiunea electrică? Dar curentul electric. Bă, nu știu. Am să zic amperi și volți sau vați. Tensiunea parcă e în amperi. Asta o zic doar așa din auzite. La fel cum dacă îmi spui Sigourney, mă completez cu Weaver. Nu știu neapărat cine e Sigourney Weaver, dar când aud așa, a, ok, e aia. Cred că e tensiunea, e amperi parcă, și curentul electric vați sau volți se măsoară în volți, iar curentul electric în amperi. Hai că asta a fost banală, fuck. Vai de capul meu, bă. Am să-mi acord 0,3 puncte la ăsta. Eu am zis watts și amperi. Răspunsul corect era volți și amperi. N-am nimerit care-i care, dar măcar am nimerit amperul din ecuație și volt, watt, top acolo. Hai mă că-i top acolo, dă-o naibii, nu-i atât de... Știu că e complet altceva, dar 0,3 puncte, da? Măcar atâta. Vreau să trec și eu testul ăsta de electronică. Trec la CV pe urmă când mă angajez. 2. Care este diferența dintre rezistor și rezistență? Păi. Rezistorul este o chestie, pe când rezistența este o proprietate. Ha! Am făcut. Gata. M-am scos, sunt expert. E clar, nu, rezistorul este o chestie efectivă. Nu știu ce face, probabil că rezistă la ceva. Iar rezistența este o proprietate a unui obiect. Este proprietatea rezistorului, presupun. Rezistorul rezistă? Asta vreau eu să știu. Este un ceva, un component al unui mecanism, nu? Al unei chestii. Telefonul trebuie să aibă rezistori în el, nu? Trebuie să aibă și rezistență. Păi are ceva rezistență, că l-am scăpat de o grămadă de ori. Dar nu știu dacă la asta se referă neapărat. Nu știu, am dat un răspuns. Una este o chestie, cealaltă este o proprietate a unei chestii. E destul de vag, știu. Dar hai să vedem. Răspuns. Simplu. Hai, las, scutește-mă cu simplu-ul tău. Rezistorul este componenta electrică fizică care arată așa. Asta am zis și eu, că e o chestie. Uite, e o chestie, adică e o chestie fizică, normal că la asta mă refeream. Că când rezistența este mărimea fizică care exprimă proprietatea unui rezistor de a se opune trecerii curentului electric prin el și a se măsoară în ohmi, în ohmi. N-am prea știut ce e aia, ăla este rezistorul de acolo. Dar am zis corect că este o chestie, o ustensilă fizică. Nici el n-a explicat ce e exact. Pe că rezistența este proprietatea unui rezistor, ceea ce am insinuat că asta ar putea să fie. Deși nu știam rezistența la ce... Ar fi trebuit să fie evident că este la curentul electric, știi ceva? O să-mi trec punctaj și la asta, nu mă interesează, o să-mi dau 0,5 la asta. Nu cred că exagerez în punctajele pe care mi le dau. 3. Că tot am vorbit de om, care este legea lui om? Hai frate, fii ser legea lui om. Fii om cu vecinul tău și el va fi om cu tine. Nu știu care este legea lui Och. Să pui întotdeauna H după o vocală, să reziști trecerii curentului electric. Nu știu care este legea lui Ohm. Habar n-am. Nici cea mai vagă idee. Asta nu pot să o improvizez, nu pot să o deduc din context, nu pot să fac nimic. Ori o știu, ori nu o știu. Care e legea lui Ohm? Fii om cu mine ca să fiu om cu tine. Ha! Am zis asta! Am zis asta! Trebuie să primesc ceva pentru asta. Nu mă interesează că nu asta e legea adevărată. Trebuie să primesc niște punctaje pentru asta. Să-mi trec aici 0,2 puncte. Bine, eu am zis cu vecinul, dar mă rog. E tot în același spirit. Legea lui Ohm stabilește legătura între curent, tensiune și rezistență într-un circuit electric. I egal cu U supra R. I fiind litera aia de acolo. R-ul e rezistorul, m-am prins.
Iar U, nu știu ce e U, dar și faptul că are legătură cu rezistori ar trebui să se pună. Că am zis că este ceva ce are legătură cu rezist ceva. Am să șterg 0,2, am să pun 0,3 la asta. Am 1,1 puncte până acum. Mă interesează că nu vă place, e canalul meu, fac cum vreau. Nu mai îmi trimiteți teste de electronică dacă nu vă place. 4. Ce rezistență electrică are corpul uman? Cum adică ce rezistență electrică are corpul uman? Una scăzută? Nu știu, cum, în ce ar trebui să o măsor? Ah, stai că am zis, în ohmi. De aici vine. Corpul uman are un ohm de energie electrică? Uite, asta ar avea mega mult sens. Așa s-ar lega toate. Ca să recapitulăm, rezistența electrică se măsoară în ohmi, corect? Întrebarea e câți ohmi are un ohm? Am să zic că un om are un om și de acolo a plecat și măsurătura, că trebuie să aibă un standard, nu de unde, de unde se ia. Ia să vedem. Răspuns? Pentru această întrebare nu există un răspuns concret. Păi și atunci eu ce vrei să, dacă nu există un răspuns concret, eu ce răspuns voi să dau? Și asta trebuia să fie strategia mea de la început. Trebuia să zic, pentru această întrebare nu există un răspuns concret și sigur la un moment dat ar fi avut dreptate și aș fi făcut măcar un punct de acolo. Valoarea de 1.000.000 de ohmi este considerată rezistență electrică maximă a corpului uman în condiții ideale de cuplare la o sursă de tensiune electrică. Totuși corpul uman nu are aproape niciodată această rezistență idealizată. Practic, o mână sănătoasă, dar transpirată, asigură o rezistență între 1000 și 17.000 de ohmi, cu mult sub ideal. Ok. Deci presupun că dacă aș fi zis 1.000.000 de ohmi, ar fi fost ok, sau între 1000 și 17.000 ar fi fost ok. Eu am zis că e un singur ohm, ceea ce e destul de stupid acum că mă uit înapoi, dar faptul că pentru această întrebare nu există un răspuns corect, nu mi se pare corect să primesc astfel de întrebări și pentru că am fost haios, îmi voi trece 0,1 puncte și la această întrebare. Ce tensiune este fatală pentru om? Stai să ne aducem aminte. Am zis că tensiunea se măsoară în amperi. Da? În amperi. Parcă asta era din prima întrebare. Am stabilit că tensiunea se măsoară în amperi. Și ce tensiune este fatală pentru om? 220? Nu i-ați volți. Dacă parcă aia era, că par perajul poate să treacă curent, perajul, mai auzeam eu prin filme și că trebuie să ai și amperaj sau ceva de genul ăsta, te curenteze, nu e suficient. Așadar, ce tensiune este fatală pentru om? Habar n-am, n-am nici cea mai vagă idee. Am să zic 16. Ia de-ți, 16. Răspunsul, nu tensiunea este cea care te curentează, ci curentul. Uite că am zis ceva despre asta. Că trebuie să, că nu e neapărat una sau alta. Iar fatalitatea depinde de cât de mare este amperajul. Revenind la întrebarea 4 și considerând o rezistență umană de 17.000 de ohm, este necesar doar de 200 de miliamperi, miliamperi, ca să fie fatal pentru om. Ok? Se spune că dacă aplici 12 miliamperi cât o baterie AA direct pe inimă timp de 3 secunde, este fatal. Ha. Stai că m-am încurcat cu amperii și volții și... și confuz. Deci nu tensiunea e cea care te curentează. Păi nu tensiunea se măsura în amperi? Tensiunea electrică se măsoară în volți, nu. Iar curentul electric... Da, uite, m-am încurcat. Da, complicat. Nu m-am priceput niciodată la subiectul ăsta. La întrebarea asta ce pot să-mi dau? Am să-mi dau și aici 0,1 pentru că am zis ceva oarecum relevant că amperi și volți, că deștept. Deștept în cap sunt. 6. În imaginea alăturată. Poți să spui cât este IL în funcție de ceilalți curenți? Ha? I1, pardon. Poți să spui cât este I1 în funcție de ceilalți curenți? What? Ok, m-am băgat mult peste cap cu testul ăsta. Habar n-am ce este lucrul ăsta. Ce pot să zic? Habar n-am ce sunt toate hieroglifele alea de acolo. Aș putea să încerc să stau să deduc. Dar întrebarea este binară. Adică el mă întreabă dacă este posibil. Da sau nu. Prin urmare pot să merg la ghici. Dacă nimeresc, dacă da sau nu, o să-mi pun punctul întreg. Mă interesează că n-am înțeles. Așa ai formulat tu întrebarea. Ia să vedem. Am să zic că da, este posibil. Răspuns? Păi e simplu. Folosim teorema a lui Krieghoff. Deci da, da, fix asta mă gândeam și eu, fix la teorema lui Krieghoff mă gândeam, Kirchhoff, fix asta mă gândeam și eu, doar că n-am zis, dar ați văzut că am zis da, am zis un da cu certitudine, așa că îmi voi trece un punct mare pentru această întrebare la care am răspuns corect. Ce dacă n-am stat să explic toate astea, m-ai întrebat dacă e sau nu, eu sunt un om de acțiune, nu stau să mă pierd în explicații. 7. Ce este scurt circuitul? Este un circuit mai scurt, ha, vezi dacă n-o să zică și el asta. Scurt circuitul este o chestie când se face un contact imperfect, cred. Bă, nu știu. E genul de chestie care, în mod normal, aș vrea să o știu pentru că asta mă pasionează pe mine, să aflu chestii de astea. Știai ce e, știai ce e. Dar fix scurt circuitul nu știu ce este. Dar cred că asta are legătură și cu faptul că nu știu în general ce este circuitul. Hai să aflăm.
Răspuns. Scurt circuitul electric apare atunci când între bornele unei surse de tensiune, baterii, generator de curent continuu sau alternativ, nu avem un consumator și deci nu avem o rezistență, doar rezistența firului de sub 50 de ohmi. Acesta este un scurt circuit. Deci hai să încerc să mai înțeleg o dată. Apare atunci când între bornele unei surse de tensiune, ok, nu știu ce alea borde, nu știu ce aia, sursa de tensiune presupun că e că de unde pleacă curentul, uite, baterie, generator, ok, ai sursa de tensiune și între bornele unei surse, nu știu exact ce alea borne, bă, nu mă judecați, dacă tu știi, zi, uite ce prost e asta, nu știu ce alea borne și tensiune, nu avem un consumator și deci nu avem rezistență. Deci e ca un fel de curent care se duce neant și nu ajunge nicăieri și de aia dă un scurt circuit? Nu știu. 8. Ce tensiune avem la priză? 220! Nu e 220. Cum nu e 220? Din 2000 încoace tensiunea normală este de 230V și nu de 220. Tensiunea la priză fiind alternativă cu o frecvență de 50 de Hz în Europa și deci sinusoidala este între -230 și 230V. Real, dacă bagi un voltometru în priză, măsoară în jur de 235V. Uite, asta e interesantă, pentru că 220 e atât de cunoscut, e ca o expresie, e ca o vorbă la noi, de te bag la 220, a intrat la 220 sau ceva. Era și un site, 220.ro, cred că încă mai este. Nu e reclamă, nu știu, mai există site-ul ăla, în fine. Și ce-i drept acum că stau să mă gândesc, acum există prize pe tren, dar înainte nu prea existau, existau la baie în schimb, în trenurile astea de la CFR, de la noi aveau la baie priză, mă mai duceam, eu stăteam la baie efectiv să-mi încarc telefonul, că mă jucam pe telefon pe drum și ce-i drept pe alea scria 230V. Și nu înțeleg, ziceam, băi, e ok să o bag aici, că n-ar trebui să fie 220, dar aparent nu, aparent asta este standardul, e 230. Și 9, care este parametrul specific al unei bobine și în ce se măsoară? Nu știu, frate, parametrul specific al unei bobine. Păi o bobină arată așa, ok, ca o sârmă, iar orice bobină este caracterizată de inductanta care depinde de numărul de spire și de materialul folosit și care se măsoară în Henry. E de la fotbalistul ăla, Thierry Henry? Probabil că nu. 10. Unde se duc electroniștii după ce mor? Cred că e o glumă asta, să văd. Uite, măcar dacă aș, măcar la asta, uite, nu le am cu electronica, dar aș putea măcar să știu bancul ăsta sau să găsesc o glumă haioasă aici. În electrorai, în lumea de amper, nu se duc nicăieri că ar fi prea multă tensiune. Nu știu, care ce e. Împământare. Bun asta. Împământarea este esențială pentru traiul de zi cu zi. Practic toate rețelele, electronicele și orice mașină sau aparat care utilizează curent electric are nevoie de o împământare care ne salvează de la electrocutare. Ok. Mulțumesc pentru atenție, sper că te-ai descurcat. Nu m-am descurcat, mulțumesc pentru test, a fost interesant, am învățat lucruri noi. Mie mereu mi s-a părut electricitatea magică. Adică, știți că eu sunt magician. Și adesea te gândești cum ar fi dacă ar fi magia adevărată, cum ar arăta. Păi există magia adevărată, se cheamă electricitate. Este absolut incredibil. Stați și gândiți-vă puțin la electricitate. Este o cheie. Este realmente o energie. Când te uiți prin filme de astea cu vrăjitor, cu Harry Potter, de scot aia pe baghetă, o energie așa, un curent. Asta e ce este electricitatea, frate. Este incredibil. Suntem atât de obișnuiți cu ea. Dar niște puțin, este efectiv o energie. Cuprinde tot pământul, e peste tot și face viața noastră mult, mult mai simplă. Este incredibilă. Dacă eu m-aș duce cu un smartphone sau chiar și cu o veioză sau un bec înapoi în anul 1200 ce o să le arăt chestia aia, oamenii ar spune că este magie. Spui, nu este magie, este de fapt curent electric care circulă prin amper și tensiune și bobine. Și eu zic că despre ce vorbești, frate, este o energie magică aia ce ai tu acolo. Și asta este. Și adesea tindem să uităm lucrurile astea. Hai să vedem. Avem aici 2,3 puncte este scorul meu final, am să trec aici. Oricum, mulțumesc pentru test, bună inițiativă, nu m-am priceput deloc, sper să nu vă schimbați părerea despre mine, cei care credeți că sunt maisteți. Dar uite, pentru cei care credeți că îmi răspund singur la întrebări, că stau și le citesc înainte ca să răspund la întrebări, sper că asta este dovada supremă, că nu fac asta. Și cam asta a fost. Ne vedem data viitoare. Nu uitați să învățați ceva despre electronică ca să nu vă treziți într-o situație ca mine. Și nu uitați să vă abonați, să dați like și să vă... nu știu, să vă apăsați pe clopoțel. Asta, uite, hai ca să n-am mai zis-o de mult, să apăsați pe clopoțel.